Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul profesor Boris Rubinski de la Universitatea Berkeley din California. Dânsul este titularul catedrei de Biomedical Engineering, inginerie biomedicală. Ca atare vor fi abordate subiecte de graniță între medicină și tehnologii. De altfel, se știe că impactul noilor tehnologii este din ce în ce mai puternic în medicină, așa încât consider că subiectele pe care le vom aborda sunt de cea mai strictă actualitate. Domnul profesor Rubinski vorbește limba română pentru că e născut în România și pentru că de-a lungul timpului acasă la dânsul s-a vorbit românește. Aș dori să încep prin a-i mulțumi pentru că a acceptat participarea la emisiunea noastră. Mare plăcere. Și să precizez în plus că prezența în România a domnului profesor se leagă și de proiecte de colaborare cu Institutul Clinic Fundeni. O parte din temele comune pe care le abordăm, aș vrea să le discutăm și în această emisiune. Și aș începe printr-unul din domeniile preferate, domeniile de specializare ale domnului profesor, acela al criogeniei. Și voi începe deci cu posibilitatea de a prezerva țesuturile vii cu ajutorul criogeniei. Ca să încep cu o întrebare foarte provocatoare, cât de aproape sau de departe suntem să conservăm un om prin criogenie? Spune departe, Departe. dar este interes mare. De altfel, avem un grant de la NASA care începutul e să prezervăm ficatul pentru transplantare, dar gândul e că în viitor 10-20 de ani s-ar putea să prezervăm un astronaut pe drum spre Mars și să mai cu seamă dacă ar fi un accident și să-i salvăm viața. Așa că este interes și e foarte, foarte interesant că, de altfel, în Statele Unite e interes mare în prezervare de organe pentru transplantare. Dumneavoastră știți că e o problemă mare cu transplantare de organe, că nu se găsesc și nu se pot transplanta pentru perioade lungi de timp. Și acum 2 ani am primit un grant de la National Science Foundation de 25 de milioane de dolari cu o grupă de la Harvard, Mass General Hospital și Berkeley pentru a cerceta aceste tehnologii. Și de altfel, una din subiectele care sunt cele mai front of the line, cum se cheamă, e ceea ce facem împreună, prezervare izocorică. Bun, atunci aș dori să spuneți câteva cuvinte despre ce înseamnă această manieră de prezervare. Eu am să încep prin a spune că ficatul extras din organism poate fi păstrat pe un timp limitat în afara organismului, că metodele tradiționale se bazează pe coborârea temperaturii organului, ceea ce înseamnă și scăderea metabolismului pe timpul cât organul se află în afara organismului. Cu toate acestea, e nevoie de soluții speciale pentru că metabolismul, deși e redus foarte, foarte mult, nu e anulat complet. Și în aceste condiții noi putem păstra un ficat 8 ore, 12 ore, să spunem, în afara organismului. Câteodată ar fi nevoie de mai mult și atunci au fost imaginate metode care să poată să facă acest lucru, adică să extindă viața ficatului în afara organismului, dincolo de aceste limite. Da, cum ați spus dumneavoastră, reducerea de temperatură e foarte importantă pentru că metabolism, toate reacțiile chimice care se întâmplă, care sunt viața, sunt dependente de temperatură. Și dacă scazi temperatura cu 10 grade Celsius, poți să prelungi viața, perioada dublă. Așa că acum temperatura obișnuită e 4 grade. De ce? Pentru că ai dori să reduci temperatura cât mai mult ca să reduci metabolismul. Ideal, dacă ai ajunge la 0 grade, atunci 0 grade Kelvin,
adică minus 273 Celsius, atunci viața se oprește. Și atunci ai imortalitate și poți să-ți prezervi pe cineva. Dar problema principală e gheața. La o temperatură de 0 grade, apa se transformă în gheață. Și gheața e foarte detrimentală la organele biologice și de aceea acum metoda standard e să prezervi la 4 grade Celsius, că asta e metoda cea mai comună. Și cum ați spus dumneavoastră, la 4 grade se poate prezerva pentru 8 ore. 8 ore e cam standard. Și acum, în Statele Unite, problema e că distanțele sunt foarte mari. Și dacă vrei să aduci un ficat care se găsește în Miami, de exemplu, la San Francisco, numai drumul e a 6 ore. Așa că nu poți să și multe organe se pierd. Adică, nu știu exact statistica, dar cred că 1 în 5 organe se pierd, care s-ar putea folosi la transplantare, se pierd pentru că distanțele sunt așa de mari de la spital. Așa că gândul e că dacă putem să reducem temperatura într-un fel sub temperatura de înghețare, fără să se farmească gheața, atunci putem să prezervăm organele pe un timp mult mai mult. Ideea e, de exemplu, dacă putem prezerva un organ, un ficat pe 8 ore, la temperatura de 4 grade, la temperatura de minus 4 grade, l-am putea păstra pe 16 ore sau chiar pe 24 de ore și atunci toată strategia de transportare a organului a devenit mult mai ușor. Și acum noi am descoperit o metodă nouă în care putem să reducem temperatura chiar până minus 20 de grade fără ca organul, fără ca ficatul să înghețe. Și cum știți dumneavoastră, acum noi lucrăm aici la o temperatură mai înaltă de minus 2, minus 4 grade și sperăm să reușim să îl ținem un timp mai mult. Da, sunt diverse linii de cercetare care urmăresc până la urmă același obiectiv și anume extinderea vieții organului în specificatul în afara organismului și vorbind de aceste particule de gheață care începând cu temperatura de 0 grade se formează înăuntru și pot să altereze funcția organului și calitatea organului, fenomenul se petrece foarte mult la dezgheț pentru că aceste țesuturi și organe înghețate sunt bine păstrate când ajung să fie utilizate. Există un anumit protocol de dezghețare și aici prezența cristal de gheață, până la urmă, e extrem de nocivă. Bun, deci după, iarăși poate interesant pentru cei care urmăresc emisiunea să știe ce constă aparatul, mai ales că din câte știm este opera unor ingineri români, cumva cel puțin parțial. Da. Noi lucrăm cu Politehnica și cu Universitatea de la Brașov și ideea e destul de simplă. Noi știm că dacă apa îngheață la 0 grade în atmosferă și toate cercetările s-au făcut până acum în atmosferă deschisă. Dar dacă și știm și din experiența noastră că dacă ai o sticlă plină de apă și o pui în freezer și reduci temperatura la minus 2, atunci sticla explodează pentru că gheața are o densitate mai mică decât apa și generează o presiune enormă care sparge sticla.
Acum, noi ne folosim de această proprietate a apei și am făcut și știința de bază e termodinamica. Și am găsit că dacă ne folosim de un aparat care are un volum constant, că studiile până acum s-au făcut pe presiune constantă, pentru că noi trăim într-o presiune constantă. Dar dacă facem lucrările noastre într-un aparat care are un volum constant, atunci dacă gheața apare, ea ridică presiunea în acest volum constant, dar formația de gheață se oprește. Dacă presiunea se urcă, formația de gheață oprește și, de exemplu, la minus 4 grade, numai vreo 10% din volumul ăsta plin de apă e înghețat și restul nu e înghețat. Așa că dacă păstrăm ficatul în acest volum care nu este înghețat, atunci ficatul nu va îngheța niciodată la temperatura de minus 4 grade, de exemplu, chiar în contrast, dacă l-ai pune într-un container, într-un volum deschis la atmosferă, la minus 4 grade totul e înghețat. Și asta e ideea generală de izocoric. Izocoric e constant volume. Volum constant. Volum constant. Da. Înainte de a începe aceste cercetări pe ficat, din câte știu, dumneavoastră ați efectuat la Berkeley cercetări similare pe inimă și ați obținut și niște rezultate pe care le-ați publicat. Da, da. Am reușit să păstrăm și inima pe vreo mai mult de 24 de ore. Și de altfel i-am studiat și viața peștilor în Antarctica. Și acolo în Antarctica am găsit o proteină specială care îi lasă pe pești să trăiască la temperaturi joase de 0 grade, fără să înghețe. E o proteină care se numește antifreeze protein. Și eu am adus proteina asta de acolo, din Antarctica, și l-am băgat în inimă și am reușit să păstrez inima fără să înghețe pe la vreo temperatură de minus 1, minus 2, minus 1 de grade. Ca să vă dați seama, temperatura de păstrare a inimii e tot 4 grade. Și fiecare grad care scazi, reușesc să prelungi viața. La inimă, mă scuzați, față de ficat, care, așa cum spuneați, 8-12 ore poate fi folosit, inima 4 ore maxim. Da, inima e mult mai sensibilă decât ficatul. Și de altfel, acum am făcut, tocmai luna trecută, am făcut un experiment cu inima păstrată la minus 4 grade și după 6 ore arăta fantastic. Mai la fel ca și o inimă proaspătă. Așa că tehnologia asta este foarte interesantă și de altfel se pare că tot felul de organizații de știință din Statele Unite sunt foarte interesante de tehnologia asta. Cum v-am spus, am primit de la National Science Foundation grants, am primit de la NASA un grant ca să developăm o metodă ca să aducem organe biologice în spațiu și să le aducem înapoi din spațiu. Și o aplicație foarte interesantă, nu medică, dar mai mundane, e pentru mâncare, pentru prezervare de mâncare. Și Departamentul de Agricultură al Statelor Unite ne-a dat vreo 3-4 milioane de dolari să prezervăm tot felul de fructe și vegetables care nu se pot prezerva altfel. Și așa că e un cumpăr nou și cred că la dumneavoastră sunteți pe prima linie de știință în câmpul ăsta.
Bun, asta datorită cooperării pe care avem cu echipa dumneavoastră și cu Universitatea Berkeley. Aș vrea să trecem la celălalt subiect comun de cercetare, înainte de a aborda eventual și alte subiecte din domeniul biomedical, și anume la distrucția prin electroporație. Da. Noi am învățat să distrugem tumori în patologia generală cu ajutorul a două mijloace, și anume căldura și frigul. Da. Unii fac și analogia cu poezia lui Robert Frost, da. Fire and Ice, și părea că așa cum se termină și poezia, Ice is also great and it suffice. Astea două sunt suficiente. Iată că nu sunt suficiente, pentru că și căldura și frigul, din păcate, în afară de distrucția tumorilor propriu-zise, induc și fenomene în jurul zonei de distrucție și chiar la nivelul organismului, în cazul frigului. Și atunci dumneavoastră ați introdus această electroporație, care ce face spre deosebire de celelalte două? Da. Electroporație e o tehnologie destul de nouă, nu foarte nouă, dar e o tehnologie prin care, dacă apply un puls electric pe o celulă, poți să deschizi membrana care celulei. Și s-a folosit din 1982 pentru a băga new genes, DNA în celule și pentru, cum se cheamă, genetic engineering. Și de altfel este o legătură. Am început să lucrez în câmpul ăsta pentru că am vrut să introducem genul care face antifreeze proteins, care l-am descoperit în Antarctica, în niște pești, salmon, și tehnologia asta a fost a devenit renumită, nu știu de bine sau de rău, că am făcut un salmon care crește de două ori mai repede decât un salmon obișnuit cu genul ăsta. Și au trecut vreo 20 de ani și în sfârșit... Salmon în românește e somon. Salmon, bine, salmon. Și acum am primit FDA approval pentru salmonul ăsta genetic, dar ne-am folosit de electroporație pentru a introduce genul ăsta în salmon. Și aveți o întrebare? Da. Nu. Aici dumneavoastră plecați de la nivel celular, deci la utilizarea electroporației în ingineria genetică și în distrucția sau poate chiar inserția de gene, dacă începe cu distrucția unora. Ajungem, deci, mai departe abia la distrucția tumorilor de care vorbeam. Tocmai asta, că trebuie să pulsul electric trebuie să fie foarte precis. Dacă e mai mare decât pulsul pentru genetic engineering, atunci celulele mor. Și asta ne-a dus la ideea, și am lucrat și la cryosurgery, ablație cu frig, și asta m-a dus la ideea că s-ar putea distruge celulele canceroase cu niște pulsuri speciale care le-am caracterizat, care deschid membrana celulelor și celulele mor. Acum, ce e special la electroporație? Organismul e făcut din, cum se cheamă, extracellular matrix, adică organismul nu e numai celule, e celule într-un complex mediu extracelular. Așa că dacă distrugi celulele cu frig sau cu temperatură înaltă, distrugi toate proteinele, tot ce e în prejurul celulelor.
dacă te folosești de pulsul ăsta de electric, de electroporation, care l-am descoperit, distrugi numai celulele și tot extracellular matrix rămâne intact. Și ce am descoperit tot din greșeală, nu ne așteptam, dar am văzut că în ficat, o săptămână după ce am distrus celulele, ficatul a crescut din nou. Perfect. Și această metodă de irreversible electroporation, cum se numește, distruge celulele care vrei să le distrugi, dar nu au niciun efect la blood vessels, la nerves. Și am introdus tehnologia asta în 2008 și acum mii de tratamente se fac cu această tehnologie care se numește irreversible electroporation, pe baza că distrug numai celulele și nu distrug nimic altceva. Și de exemplu la prostată se folosește acum focal prostate therapy, în care se distruge cancerul la prostată fără să se distrugă nervul și să afecte potency. Sau în ficat, dacă ai un tumor lângă un large blood vessel care nu se poate tăia, nu se poate resect, poți să te folosești de irreversible electroporation, distrugi tumora, the blood vessel remains intact. Și cea mai interesantă aplicație e cu pancreas. FDA a dat un approval de tratament cu pancreas cu irreversible electroporation și tot. Pancreasul are o problemă, că are mulți blood vessels și e foarte, nu poți să faci resecție simplu. Cu irreversible electroporation distrugi celulele, dar tot pancreasul, toată structura rămâne intact. Și așa că asta e povestea, a început tot cu antifreeze protein și am ajuns la distrucție foarte precisă cu irreversible electroporation. Da, ca să finalizăm discuția despre aplicații clinice, din câte știu, profesorul Stelling practică în mod curent distrucția tumorilor de prostată, într-adevăr, cu ajutorul acestei metode. Ea n-a spune că e universal răspândit, mai întâi că... Da, e universal în sens că în multe țări, nu mulți doctori, da. Multe țări. Da, există și competiție, există și radioterapie, există și chirurgie aici. Desigur. Dar probabil că metoda distrucției prin electroporație își va găsi și ea un loc. Are această particularitate că e în funcție și de clinicianul care o practică. Da. Deci profesorul Stelling, din câte știu, are o adresabilitate destul de mare și tratează mulți pacienți. În același timp, de la principiul metodei, care ați spus că a început cu ideea de a introduce această proteină sau de a ajuta fabricarea acestei proteine pe care ați găsit-o la pești din Antarctica, și ați ajuns la distrucția membranei celulare care duce la distrugerea țesutului, respectiv a celulelor unui anumit tip de țesut. Aceasta permite, din câte ne-ați explicat, și iarăși ceva cu totul original și interesant, o idee de medicină regenerativă și anume ați menționat insulele pancreatice. În tratamentul diabetului 2, de exemplu, am încercat și noi la Institutul Fundeni să injectăm insule pancreatice în vena portă ca să se implanteze în ficat și să contribuie la controlul glicemiei. Cu metoda dumneavoastră, acest lucru se face distrugând o zonă a ficatului cu electroporație și introducând în această zonă unde ați remarcat mai întâi regenerarea chiar a țesutului autohton hepatic, introducând de data asta țesut pancreatic, celule pancreatice, care ulterior se dezvoltă. Da. Asta e o lucrare foarte recentă
Și noi suntem, eram obișnuit când ne foloseam sau de înghețare, freezing sau de temperatură mare, dacă distrui celulele din ficat, peste vreo 3-4 luni veți essentially scar tissue. Rămâne cicatrice. Da, și acum când am început să lucrăm cu ficatul, cu irreversible electroporation, am avut o surpriză mare că în 7 zile ficatul a fost complet regenerat și nu vezi nicio diferență între ficatul old, vechi și ficatul nou. De ce? Pentru că am lăsat extracellular matrix și au venit stem cells sistemice, au găsit extracellular matrix, s-au atașat de extracellular matrix și au devenit hepatocite noi și nu erau scar tissue. Și asta e ceva foarte interesant și destul de unic. Ficatul are proprietate, se regenerează, e știut că ficatul regenerează, dar dimensiile astea mari pe care le-am distrus cu irreversible electroporation nu se mai regenerează și fac de obicei, dacă te folosești de temperatură mare, fac scar tissue. Și am văzut că ce se întâmplă, sistemul imun scoate celulele distruse și face loc pentru un ficat nou. De altfel, asta e un alt câmp de cercetare foarte interesant. Dacă sistemul imunologic scoate celulele canceroase care le-am distrus, el începe un immune response și acum sunt câteva lucrări, destul de multe lucrări care fac o combinație între irreversible electroporation și checkpoints și tot felul de immune methods. Acum să ne întoarcem la ce am făcut noi. Am văzut că rămâne loc liber pe vreo 16 ore, adică ne-am uitat ce se întâmplă după ce face irreversible electroporation și am văzut că în primele 2-3 ore vine tot felul de immune components, scoate celulele vechi, pe la vreo 16 ore începe regenerația. Și atunci ne-a venit ideea să luăm pancreatic islets, care le-am luat insulele pancreatice și să le injectăm în această regiune care a rămas liberă de hepatocytes. Și după 7 zile am văzut că sunt complet integrate în ficat și produs glucogen și produs insulin precis în locul în care le-am injectat. Acum, care e problema că să injecți în vena portală? Vena portă. Dacă injecți pancreatic islets, mă folosesc de pancreatic islets, că sunt mai obișnuit cu numele ăsta, nu știi exact unde ajung. Nu știi dacă ajung exact într-o regiune unde ai sânge, conducere bună de sânge și oxigen. Ei se împrăștie aproape peste tot. Dar e totuși, e o metodă de bază și e metodă foarte folosită. Cu tehnologia asta care am dezvoltat noi știm exact unde introducem pancreatic islets, știm exact că sunt incorporate și e începutul tehnologiei, dar cred că regenerative medicine e unul din tehnologiile medicale de viitor.
Toată lumea spune asta, da. Și e un câmp fertil și un câmp în care se investește foarte mult. În același timp, o parte din așteptări n-au fost confirmate în timp și unul din motive este exact ăsta. Celulele au fost infuzate, s-au căutat diverse metode de implantare în cazul insulelor în peritoneu, au fost încapsulate în marle epiplon, chiar în diverse tipuri de capsule și după o vreme celulele încet încet au dispărut. În cazul implantărilor în ficat sunt invocate și mecanisme imune pentru că ele sunt percepute dacă sunt alogene ca un corp străin și după un timp sistemul imun al organismului le distruge. În același timp, iată apariția unei noi metode care sper să intre în curând în rutina medicinei regenerative, poate să ofere o altă perspectivă cercetării în acest domeniu. Știți că noi înlocuim organe, am ajuns să transplantăm ficat, rinichi în sfârșit, dar e mai bine să le regenerăm pe cele native ale pacientului, dacă se poate? Da, după părerea mea, ficatul este locul cel mai bun pentru transplantarea insulelor pancreatice. Da, asta se știe de mult, însă, din păcate, după o vreme, așa cum spuneam, ele dispar și a obține o cantitate suficientă de insule pancreatice nu e ușor. Noi am terminat un proiect în care încercăm să facem insule pancreatice din celule ficatului, pentru că astea sunt în cantitate mult mai mare. De altfel, asta se leagă cu isochoric preservation, că totul e, știința e toată legată una de alta. Noi încercăm, adică am și reușit cu... Sunt foarte puține laboratoare care fac pancreatic islets. Sunt și foarte puține laboratoare, de exemplu, în altă aplicație, noi facem microfluidic cells chips pentru a studia tot felul de drugs, cum să transfer microfluidic cells. Și acum, sunt foarte puține laboratoare de felul ăsta. Adică relativ, nu fiecare spital are un laborator de fel. Niciun caz, nici măcar în cercetare. Da, exact. Acum, cercetătorii ar dori să aibă pancreatic islets available. Cu isochoric preservation, noi putem acum să punem la laboratorul care face pancreatic islets, să le punem în isochoric chamber, și să-l transmitem în toată lumea cu with great convenience, mașinica what's called. Și am făcut, de exemplu, acum, recent, am pus un microfluidic heart chip care se poate folosi ca să faci studii cu drug, medicamente. Și la Berkeley este un laborator care face aceste heart chips. Cu isochoric se poate transporta dintr-o universitate la alta, dintr-un laborator la altul. Ca să ne mai întoarcem la metode de ablation, în medicină nu există o singură metodă care e cea mai bună. Pentru fiecare fel de boală sau aplicații sunt metode mai bune și mai multe metode care sunt bune la alte aplicații. Da, și la unele s-a ajuns prin tatonare încercând. Da, așa că nu, reversible electroporation are aplicațiile lor, aplicațiile ei. Și radioterapia are aplicații ei, așa că nu cred că există ceva care poți să spui metoda asta e cea mai bună și se poate folosi pentru sau tot. E universală. E universală. Nu, nici nu cred că există așa ceva. Da, întorcându-ne la electroporație ca metodă cu aplicații clinice, ne vorbeați despre intenția companiei Intuitiv de a încorpora această tehnologie în robotul Da Vinci pe care îl produce. Da, noi lucrăm acum cu
Robotul Da Vinci are pe extremitatea lui gam și posibilitatea de radio frequency ablation și are tot felul de posibilități. Noi încercăm acum să adăugăm la robotul Da Vinci posibilitatea de electroporație pentru diferite aplicații care pot să fie și regenerative medicine, care pot să fie și genetic engineering, pot să fie și ablație, de exemplu, dacă faci o resection la un ficat și vrei să faci ablație la margin, poți să te folosești de aceste extremities ale Da Vinci și să faci electroporație pentru margin, ca să save the margin from residual cancer. Așa că sunt tot felul de aplicații care acum aparatul Da Vinci s-ar folosi cu reversible electroporation. Da, și asta e interesant. Deci în România se face chirurgie cu robotul Da Vinci începând practic din 2008 și s-au efectuat multe operații în sfera chirurgiei generale, în sfera chirurgiei urologice. Iată că apar noi aplicații prin incorporarea unor asemenea, să le spunem, mecanisme, aparate, dacă vreți, în cadrul robotului. Aparate de disrupție cu radiofrecvență, aparate de disrupție cu electroporație. Până la urmă, la început, unul din reproșurile aduse robotului Da Vinci era prețul foarte ridicat. Iată, prețul n-a scăzut de atunci, dar din ce în ce mai multe spitale adoptă această tehnologie nouă. În mod curios, a spune, în România, spitale din mediul privat, în primul rând, și care, în final, nu va fi numai un instrument chirurgical, un aparat cu care să operezi, ci și un aparat cu care să distrugi tumor, poate și un aparat cu care să faci și alte manevre. Da. Și asta arată impactul tehnologiilor în medicina viitorului. Da. Despre Da Vinci, eu n-am niciun interes comercial cu Da Vinci și înțeleg că prețul e mare, foarte mare și nu știu dacă trebuie să fie așa de mare. Ei încearcă să adauge tot felul de option noi la Da Vinci ca să îl facă mai folositor pentru alte aplicații. Acum Da Vinci se folosește numai pentru a tăia țesuturile, pentru operații. Există indicații clare și există deja experiență acumulată la nivel internațional, dar așa cum spuneați, iată, sunt posibile și alte tipuri de acte terapeutice cu ajutorul acestui aparat. În medicină există o sintagmă care în limba engleză sună technology driven. Progrese care sunt de fapt împinse, dictate cumva, susținute de noile tehnologii. Utilizarea acestei sintagme este cumva peiorativă și pare a fi un fenomen care nu ar trebui să se întâmple. Toate progresele ar trebui să fie în primul rând human driven și promovate de factorul uman mai puțin decât de noile tehnologii. Dar iată că realitatea arată că până la urmă noile tehnologii în multe privințe sunt cele care dictează progresul. Da, de altfel în ultimul timp cu Da Vinci noi lucrăm la application driven. Și noi lucrăm de altfel la noi aplicații care nu se, adică mi s-a spus când am început, noi vrem să ne folosim de noi aplicații care sunt se fac posibile numai cu robotics, care nu pot să le facă altfel. Și cred că regenerative medicine e una din astea aplicații, de exemplu, s-ar putea face laparoscopic cu un robotic arm și ai nevoie de precizie. De altfel, o altă aplicație e tot la ficat, to replace
scar tissue in the liver cu new hepatocytes. Da, eu n-am niciun interes comercial în Da Vinci deloc, dar mi se pare că i-au deschis un centru nou de innovative medicine care anul ăsta are un budget de 100 de milioane de dolari și the goal is to develop new applications that are possible through robotic surgery and that could not be done otherwise. Domnule profesor, în finalul emisiunii aș vrea să vă întreb care sunt câteva din direcțiile de cercetare pe care le aveți în vedere la... Păi, acum regenerative medicine, după părerea mea, este cel mai nu important, dar valabil. Că dacă s-ar putea să faci regeneration fără să transplanți un ficat sau fără să transplanți un pancreas. Or... De exemplu, la creier nici nu se poate. Deci aici ori facem... Băi, am dorit și noi să transplantăm un creier, dar nu se poate, că vrei să-l ții pe al tău singur. Dar cred că regenerative medicine e un câmp foarte, foarte important. Imunologie relativ cu tissue ablation. Am văzut că acum că metodele astea noi de minimally invasive tissue ablation, am văzut multe lucrări noi care încearcă să se folosească de ablația care de cu irreversible electroporation sau cu electrolitică, tot felul de metode din astea care lasă extracellular matrix intact și să se ajute ca the immune system să opereze împreună cu ablația ca să for treatment of metastatic cancers. Astea sunt două câmpuri care sunt, după părerea mea, foarte interesante, dar tot sunt o mulțime de alte câmpuri noi care se dezvolt tot timpul, microchip, combinație între electronică și corpul omenesc, tot felul de science fiction care se tot gândesc. Noi facem, de exemplu, neurological analysis cu electromagnetic waves, tot felul de combinații între electronică și corpul omenesc. Și desigur că e data-driven analysis, care e o metodă foarte interesantă pentru a înțelege ce facem. Individual medicine, toate câmpurile astea sunt câmpuri noi care au... Și toate astea se dezvoltă și în cadrul facultății bioinginerie medicală. Da, desigur. Deci studenții dumneavoastră după absolvire ce vor... Băi, să vă spun, am un student de master al meu care a terminat anul ăsta și care chiar a lucrat la camera de izocoric, a primit o poziție cu 720.000 de dolari pe an. Și am încercat să-l țin la universitate, că el a terminat numai masterul, dar l-au luat în industrie. Așa că vă dați seama de importanță și ce bine sunt plătiți. De altfel, medicina, oamenii vor avea nevoie de medicină. Fără discuție, dar asta este o ramură nouă, da, și o ramură de interferență. Da, și cred că sunt multe prospecte de multe dintre startup-uri în regiunea San Francisco, unde noi trăim, sunt bioengineering, adică sunt două câmpuri, computer science și bioengineering. Nu e altceva.
Hospital și Bioengineering de nivelul de Computer Science. Berkeley e cunoscută ca fiind o universitate inovativă dintotdeauna și care caută noi. Vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu foarte interesant. Vă mai așteptăm în România, evident, și în scopul continuării proiectelor comune, dar poate și pentru o altă discuție cu cei care ne-au urmărit astăzi. Mare plăcere, vă mulțumesc că m-ați invitat. Mulțumesc.